Sucevenii care au înfruntat frigul și au petrecut noaptea de rebelion în parcarea Iulius Mol au cântat și au dansat alături de ce rebel, Odisei, Maxim, Dana Dăncilă, George Finiș, Gabriela Teișanu, Alexandru Recolciuc și Sofia Vicoveanca. Cu sticlele de șampanie în mână și paharele de plastic în buzunare, mulți dintre petrecăreți s-au prins în horă. De dansat a dansat și primarul Ion Lungu, care a venit la petrecere împreună cu soția sa, Luminița. Înainte de numărătoarea inversă, unii dintre petrecăreți au stabilit ce își doresc de la noul an. Cum să fie 2016? Un an nou mai bun, cu multe bucurii, împliniri, altceva mult sănătate. Cum vi se pare petrecerea în aer liber? Frumos, frumos, foarte frumos. De unde sunteți? De la Mălințu. Mai bun decât 2015. Cum să fie 2016? Un an mai bun, mai înțelept și să ne iubim mulți între, foarte mult între noi. De unde sunteți? Din comuna Izvoarele, Sucevei. La miezul nopții, primarul Sucevei, Ion Lungu, a urcat pe scenă și, alături de îndrăgita interpretă de muzică populară, Sofia Vicoveanca, le-a urat la mulți ani tuturor sucevenilor. 4, 3, 2, 1, la mulți ani Sucevei! A urmat un foc de artificii care a putut fi admirat din mai toate colțurile orașului. Și asta nu este tot. În primele minute din 2016, Viorel, un tânăr din comuna Iaslobăț, a urcat pe scenă și a cerut-o de soție pe Andreea, prietena sa. Copleșită de emoții, fata a acceptat inelul spre bucuria publicului, care i-a aplaudat îndelung pe cei doi tineri. De cât timp sunteți împreună? Avem aproape 3 ani jumătate, 3 ani și 4 luni. Și cum ți-a venit ideea să o ceri acum de nevastă? M-am gândit că la trecerea dintre ani e un moment foarte bun și un prilej... Se spune că un prilej foarte bun. În fine, trebuia să fie și un foc de artificii special pentru dânsa, nu s-a putut, dar e foarte bine și așa. Organizatorii știau? Da, știau, am vorbit dinainte cu organizatorii. Știau dinainte, doar dânsa nu știa. Bănuiai? Nu, nimic. Nici nu știam că trebuie să venim aici, a fost ultimul moment. Ce ai simțit când l-ai văzut pe scenă? Nu mi-a venit să cred că el merge. Nu știam pe cine a chemat. Eram de unde și m-am văzut plecat de lângă mine. Petrecerea în aer liber s-a încheiat la aproximativ o oră după miezul nopții, fără incidente deosebite.